Oamenii dispar voluntar sau forțat de când e lumea și pământul. Acest fenomen nu este particular timpurilor pe care le trăim azi. Și nici România nu este singura țară din care dispar oameni. Dar fiecare țară și fiecare epocă luate separat au motivele lor politice și biopolitice chiar, care stau la baza unor astfel de fenomene. Tocmai de aceea astăzi am hotărât să vă aducem în atenție un caz vechi. În 1984, la vârsta de 4 ani, o fetiță blondă cu ochi albaștri dispărea fără urmă din fața porții, ziua în amiaza mare. Pe 25 octombrie 1984, adică în urmă cu 36 de ani, dispărea de aici, din satul Copuzu, județul Ialomița, un copil, o fetiță de numai 4 ani, pe numele ei, Mădălina Roxana Vlășceanu. Ce vă mai amintiți din ziua dispariției fetei? Eram la șapte la lucru, la muncă, când eram tractorist atunci. Și am auzit și o seară că s-a întâmplat, că a dispărut, că o fi la gârlă, că o fi... A venit, a controlat pe aici, poliția, la repezia, la atunci, o zi, două, trei. A mai chemat și pe ei, a chemat, bă, cât a stat pe drum ei, cât... Fugitiv, așa a fost. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu treceau mașini foarte rar pe acolo? Rar, rar, că nu era asfalt, nu era nimic. Exact, nu erau telefoane. Nu era... Ce credeți că s-a întâmplat? A fost răpită? Răpită că era asta. Măcar a scăpat la poarta acolo. Că la gârlă nu putea să ajungă ea. Că era micuță. 4 ani avea. A pus suită la mașină. Atunci, 1984. Vă mai amintiți să ați căutat-o? Ați căutat-o și oamenii din sat au fost o caute pe fată? Nu, 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 numai poliția, nu. Poliția și ei... Familia. Familia acolo care a fost. Era n-a văzut nimeni nimic. Era copiii ăștia, era la școală al Emil, băieții da, lor. Da. N-a văzut nimeni nimic. N-a văzut, n-a auzit. Ca de obicei. O mașină care trece prin sat, mai ales pe vremea aceea, n-avea cum să scape. Da, 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 dacă era să-l lea și repede, de la urmă să-l lea. Da, da. Că s-a sunit foarte repede, vreo oră așa, că a trimis vorbă că nu era telefoane. Da. După maică s-a la câmp, că era la câmp, la muncă. Da. A venit acasă și urmă a dat telefon la poliție. A venit poliția, avem poliția aici, la Balaciu, la Balaciu. Da. Nimic, niciun rezultat. Nimic, nimic, nimic. Totul beton. Credeți că totuși dacă cineva ar fi văzut ceva, ar fi putut să ascundă? Nu mai știu asta, nu mai știu. Nu mai știu că acolo e și la Marne, a ieșit repede în coace. Ședea un moș la... Adică nu era moș, atunci era tânăr. Avea un vecin acolo, tot la fel, în vârstă. Dar erau la câmp atunci, toată lumea era la câmp. În anii 60, în plin război rece, a apărut în Europa divizată un fenomen social transnațional, adopțiile internaționale. 20 de ani mai târziu, în anii 80, acest fenomen va lua o amploare foarte mare, iar România, alături de Vietnam și țările Americii Latine, se va afla în vârful acestei noi afaceri internaționale. Comerțul cu oameni. România lui Ceaușescu își vindea copiii, în principal în Franța, Italia și Israel, iar adulții, după cum este de notorietate deja, în Germania și Israel.
amintesc că am lăsat-o acasă și am plecat la ce aveau. Ce oră, la ce oră era asta când ați plecat? Până la 7, 8. 7 jumate, 8. Dimineața. Dimineața. Și până la 12 așa a venit un nepot. Și a zis, mama, hai să mergi acasă, zice, că mă găsește Tușalina pe Mădălina. Și am plecat acasă. Acasă, iau pe Mădălina, dacă ai de unde. Am căutat-o, n-am găsit-o. Hai că s-o fi dus pe undeva, pe la vreun bătrân, a luat-o pe drum. Băgat-o în curte, a fost seara, nimic, nici a doua zi. Seara s-a dus bărbatul meu la telefon și a sunat la poliție, la Balaciu. Și șeful de post a zis, zice, păi să-ți am eu grijă de copilache. Ne-am dus la poliție, n-am făcut decât o declarație acolo și acum am învățat. Deci deja era cam a patra zi. A patra zi, a patra zi. De la dispariția fetiței. Da. Și apoi când au auzit oamenii, s-a suit în mașină toți și am venit la Balaciu. Și apoi am plecat la Copuzu. Du-te la Copuzu dacă ai... unde să te duci? Bunica a scos-o la poartă și a zis, așteaptă aici că trebuie să vină educatoarea. Da? Ea a intrat în curte, s-a dus să dea la porci, a zis că până vine educatoarea, dă la porci să întoarce și când s-a întors n-a mai găsit-o. Dar ea a avut impresia că a luat-o educatoarea și a plecat. Atunci, asta a fost. Pe de o parte, bunica a spus că a luat-o și deci a s-a liniștită. Da. A venit miezul zilei și nu s-a mai întors Mădălina. Nu miezul zilei, la un timp, nu știu exact cum, și-a dat seama, ori s-a dus la grădiniță, ori cineva a zis că Mădălina nu e la grădiniță și atunci s-au alarmat ei. Ce vreau să remarc aici, că nu în fiecare zi educatoarea lua copilul de la poartă. Uneori îl ducea mama, uneori îl ducea bunica, ea dacă nu l-a găsit la poartă, i-a plecat mai departe. A luat ce copii a găsit, în drum. Eu nu-mi explic decât că a fost, cred că, urmărită și presupun și cred că a fost reținută prin vecini. Adică bănuiesc că a fost un complice în sat? Da. Eu așa bănuiesc, așa tot timpul am susținut lucrul ăsta, că a fost cineva din sat. Și cineva din sat știe, dar nu spune, poate nu mai e în viață. Cine, lumea era, am înțeles, că la câmp atunci, dar treceau copii la școală. Toți care au trecut și care au spus că au văzut-o în poartă, nimeni n-a spus că a văzut-o în altă parte. Oricum am privit lucrurile, Ceaușescu era primul traficant al țării. El a transformat practic România într-o țară exportatoare de carne vie, folosind adopția de copii pe bani ca armă în politica sa externă. Pe de altă parte, și guvernele țărilor care cumpărau copiii o făceau tot din rațiuni politice și electorale. Și uite așa vom asista în ultimul deceniu al războiului rece la un joc periculos în care relațiile diplomatice dintre Est și Vest începeau să fie controlate și prin acest trafic instituționalizat de copii. Vă mai amintiți ceva din ziua dispariției? Vă mai amintiți ce a fost în ziua aia? Nu știu, domnule. Erați la grădiniță dumneavoastră? Eu eram la grădiniță, dar eram liberă și era aia mai mare la grădiniță, de la Crăsani. Noi doar rămâneam la urmă, după
Da, n-am fost în ziua. Când a venit soacuta, făceam pământ la drum să lipesc. Da. Biera, eu am auzit pe aici, biera. Eu dacă stau pe strada aia, am cum. Și în acea dimineață, ca să se înțeleagă foarte clar, soțul dumneavoastră a plecat la CEAPE. Da, și eu la muncă. Dumneavoastră v-ați dus la muncă la CEAPE. Da, da. Și soaca dumneavoastră a rămas acasă ca să pună în brațe copilul și da, să-l trimită la... Da, eu am lăsat-o dormind. Am înțeles. Da, ea toată noaptea n-a dormit toată noaptea. Toată noaptea s-a cu capul numai pe mine. Și mami sucește, mami... Dar de ce mami? Nu putea să doarmă. Cred că a avut vreun semn, eu știu. Era agitată. Agitată. Hai, mami, culcă-te. Dar nu vă puteți da seama de ce oare. Nu mi-am dat seama. Dacă durea ceva... Nu durea. Dar nu avea ea așa o agitație în corp și nu... Nu știu. Și am zis, hai, Mădălina, și tocmai la ziua a adormit. Când am plecat eu, a adormit și am lăsat-o adormită. Și... Da. Să sperie ea copiii, să... Am înțeles că bunica era în curte, ca de obicei, că și bunica tot și ea ne-a crescut pe noi. În momentul ăla dădeam mâncare la porci. În același moment am înțeles că vorbea cu o vecină acolo. Acum întâmplarea s-a făcut că atunci să iasă fata la poartă, dar ea nu pleca din fața porții singură, ea nu ieșea niciodată singură. Atunci s-a întâmplat în momentul ăla. Ce a constat căutarea? Așa, să uita în curtea lui ăla, să uita pe drum, am urcat, îi spuneam, zic, uite, am visat-o pe Mădălina, că era într-un puț, a căutat toate puțurile din sat. S-a uitat în ele acolo. Mai. Deci nu le-au căutat efectiv să coboare cineva să verifice? Nici pe nicăieri, nici. Da. Și dumneavoastră acum, că au trecut, în sfârșit, fata dumneavoastră a împlinit anul ăsta 40 de ani. Da. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce vă spune intuiția dumneavoastră de mamă? Am sperat și sper, parcă tot o găsesc, dar nu știu. Dacă ar fi plecat de acasă singură la 4 anișori, unde putea să ajungă? Avea un să ajungă, nu știu, că nici nimeni nu spune că am văzut-o aici. A vrut o ieși și a zis că a văzut-o în poartă, plângând. Altul mai la stâlp acolo, altul stătea pe canapea la poartă, dar încolo... Ar fi putut să treacă cineva cu o mașină și să o răpească? Sunt niște scrisori pe la Slobozia. O scrisoare anonimă care a fost trimisă poliției? Da. Tovarășe șef, miliția Balaciu, sperăm că copilul care a fost accidentat în ziua de 25 octombrie 1984 de o mașină Dacia Roșie cu numărul 3222B și care l-a luat în mașină, credem că pentru a fi dus la un spital de urgență este sănătos. În mașină erau patru bărbați, din care unul era blond cu părul lung, iar ceilalți aveau perciuni mari și mustăți lungi și late până la bărbie și cu părul mare. Am văzut asta în timp când reparam la motoretă, eram la o distanță aproximativ de 250 de metri. În sat, pe stradă, nu era aproape nimeni, pe stradă înapoi erau copii care priveau pe stradă. Și semnează secrierul. Ce a spus miliția când a aflat acest lucru? Această mașină, Dacia, de culoare roșie, a fost identificată? A spus că a fost și a fost o doctoră și ea n-a fost în Ialomița aici. A, deci așa cum se întâmplă de obicei, că da. N-au găsit nicio dovadă a faptului că ar fi fost aici. Nu. Dar mașină... Totuși este o descriere foarte clară. Vorbim despre patru bărbați, unul era blond, fata a fost accidentată. Da, și a luat în mașină. Și a fost luat în mașină. Iar această persoană se întreba dacă fata mai trăiește. Mai trăiește. Și... Credeți că a fost un accident? Dar nu crezi că
n-a fost nicio urmă, nu... Oprea și el, nu, nu s-a văzut nimic, 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 nu s-a văzut. Plouase în ziua aceea, vă mai amintiți? Nu, era umed, nu, era uscat. Nu, era uscat. S-ar fi văzut ceva? Sigur, sigur, s-ar fi văzut, sigur că da. Încă am înțeles că declarația a fost, nu ies la dosar, a fost câteva minute. În minutele alea tot vedea cineva mașina, dacă era în afară de persoana care avea motocicletă și nu știu cine avea pe vremea aia motocicletă acolo. După ce am dat-o la ziare, mai îmi vinea scrisoare așa din toată lumea, că e o fată aici, e o fată acolo, că nu știu ce, că o să faci, să dregi. Și m-am dus cu o scrisoare aici la poliție și a zis... Ei, Georgeta, și stai să vezi că mi-a venit și mie o scrisoare. A citit-o el pe aia care a venit la mine și stai să vezi că asta mai tare scrie ceva. Și a citit-o pe asta. Păi zice, ce să le fale la asta? Ci și le duceți dumneavoastră la Slobozia. Mai bine te duci tu, că tu reușești mai bine. Apoi m-am suit într-o mașină, mi-a oprit mașina, m-am suit, m-am dus la Slobozia, le-am predat acolo. Și niciun rezultat. Nimic. Eu nu cred că trebuia să facă mult mai mult. Nu știu ce au făcut. Au fost anunțați, au venit a doua zi, n-au venit. Noi dacă ne-a anunțat, am mers seara și am căutat, am luat copiii de la școală. Ne-am mobilizat copii cu vecini, cu rude, cu toți care ne-am strâns și am căutat prin toate zonele învecinate, prin Porumb. Când începuse să se întunece și am căutat urme de... Săpături, am zis, să nu fie îngropată, să nu fie aruncată, să nu fie... Tot așa, că în ideea că ar fi luat-o cineva și... Ori și-a bătut joc de aia, ori a lovit-o, ori... Da. Ne gândeam să nu fie. Deci cu copiii, am mers copiii de la școală, am luat toate planurile de Porumb din zonă, șanțuri, fântâni, am căutat până târziu noapte. Și poliția, cred că a doua zi a venit, nu? Nu cred că a venit în seara aia. Eu nu mi-amintesc, n-am văzut poliția atunci seara. De câini nu mai se pune problema, că ei au fost anunțați ziua respectivă. N-a fost anunțați la două minute după dispariție, la prânz. A fost anunțați, dar... Taică mi-a anunțat că nu o mai găsește pe fetiță. A mers în ziua de 25 seara, împreună cu socrii mei. Când am ajuns acasă, era lume în casă. Am înțeles că bărbații și copiii și erau plecați pe deal să caute prin planuri de Porumb. Atâția ani. Dacă era moartă, ziceam. A murit și atâta tot. Înnecată, moartă, s-a întâmplat, mai știi. Dar așa să nu știi de ea, vai de mine, eu nu știu ce să vă spun. Să nu mai întâmpine nimeni ce am întâmpinat. Și atunci nu bănuiesc, ori nu se știa de dispariții, nu se spunea ca cum e acum. Poate se întâmpla și atunci, dar prin zonele noastre pe acolo nu. Ea a fost singurul copil care știm că a dispărut. În anii 80, România trecea printr-o criză economică și socială de proporții. În același timp, imaginea externă a țării și a regimului ei comunist nu mai era de mult una bună. De la gestul lui Ceaușescu, aparent curajos, de independență față de URSS din 1968, care făcuse din România copilul teribil al Europei de Est, regimul de la București ajunsese să fie considerat în anii 80 un regim anchilozat, profund stalinist, care refuza cu obstinație reformele lui Gorbaciov. Ei bine, în acest context internațional, între România și Franța se va dezvolta o relație biopolitică strânsă, bazată pe presiune și șantaj. Ar fi putut Mădălina să plece singură către apa din spatele casei și să se înnece? Dar nu era obișnuită cu apa, era și frig, nu știa ce era. Nu era un loc în care să se joace copiii acolo. Nu. Copil foarte blând, liniștit, cu minte.
de-aia nici nu se pune problema, ea nu pleca de acasă. La apă nici n-avea ce să caute la ora aia, nu mai zic că la prânz ea nu se ducea la apă, nici de cum la 9 dimineața. Și era octombrie, era rece. Nu era de baie, dar v-am zis, nici vara ea nu s-ar fi dus singură la apă. Deci nu se pune problema, decât să fi luat-o cineva să o arunce în râu, să... Tot așa, să piardă vreo urmă, să... Nu știm ce s-a întâmplat. Încă de la venirea sa la putere, Ceaușescu a dus o politică pronatalistă. Iar decretul 770 din 1966, care interzicea avorturile, a avut drept consecință o explozie a nașterilor, după cum era și firesc. Dar odată cu dublarea numărului de copii născuți anual, a apărut și un nou fenomen social. Copiii abandonați și lăsați în grija statului. Conform legilor statului comunist, adopțiile erau bine reglementate și limitate. Românii nu puteau să adopte cu ușurință. Doar 450 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani puteau fi înfiați anual în interiorul țării și doar 150 de copii cu vârste mai mari. Aceste limitări și reglementări interne au deschis drumul adopțiilor internaționale. Un copil costa, în funcție de vârstă, între 3.000 și 4.000 de dolari americani, la care va trebui să adăugăm și șpaga pe care o dădeau viitorii părinți oficialilor comuniști. Cineva a luat-o de la poartă. Cineva a luat-o cu mașină, cu căruță, cu... Noi ne-am interesat. Atunci mai treceau țigani cu tot felul de lucruri de vânzare. În perioada aia se pare că n-ar fi fost. N-am auzit în ziua aia sau că ar fi fost vreo mașină, vreo căruță cu țigani care să fi luat-o. Mașini prea multe nu circulau. Satul e un sat pustiu acolo. 1984. Da, un sat pustiu. La ora aia majoritatea oamenilor de muncă erau la câmp, nu erau acasă. Poate era un bătrân sau cineva, un copil care ar mai fost la ora aia pe acasă. Dar acum curios e că dacă cineva a văzut, trebuia să spună și n-a spus nimeni nimic. Și nici în ziua de astăzi, nu știu dacă mai trăiește, poate... Prea puțin să mai trăiască. Care ar fi putut să spună ceva atunci, tot de teamă. Să nădăjduim că cineva o va vedea, o va recunoaște și că ne va da detalii despre unde se află acum. Am zis că poate cineva totuși știe, din părinți, din bunici, poate chiar persoană care a văzut, care a... Și cineva care știe să spună măcar acum adevărul în ultimul ceas. De câte ori s-a întâmplat cu cât un vecin, de a decedat, de aia tot speram că poate știe ceva și poate spune. La spovedanie, la... Franța a fost principalul partener al României în acest comerț profund imoral. De ce? Pentru că Franța a cunoscut în anii 70 o scădere dramatică a natalității și deci și o scădere a numărului de copii adoptabili. Între 1981 și 1982, în Franța a intrat un număr de 200 de copii din România. Francezii adoptau însă în principal copii cu vârste mici, între 0 și 5 ani, blonzi și sănătoși. Și nu întotdeauna România avea disponibili în orfelinate astfel de copii. Și tocmai de aceea, răpirile și disparițiile fără urmă au existat ca fenomen în tot acest răstimp. Câte ani aveai aici? Nu mai știți. Asta e... Aici cine este? E fata, sora ei. Fata de la București. Am înțeles, da. Sora mai mare. Da. Care era cu 15 ani mai mare. Da. Asta a fost dată pe vânziare, până... Așa, în fiecare. Asta e fiarele. Aici când era așa de... Da, mai mică. Cu bunețica pe care ne-am amintit cu toții.
Aici ce spune soțul dumneavoastră? Nu, ginerile. 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 Deci este... Uite, fetei. Da. Asta cine e aici în fotografie? Tot ginerile. Am înțeles. Tot ginerile. Îi iubea când vine... Aici? Băiatul. Băiatul nostru? Da. Emil. Emil, Emil. Da, așa a fost dată. În iunie 1982, președintele Franței, François Mitterrand, trebuia să facă o vizită oficială în România. Pe 22 mai însă a izbucnit afacerea Tănase. Scriitorul dizident al regimului de la București, Virgil Tănase, a dispărut din locuința lui din Paris. Prima ipoteză a fost răpirea și eventual asasinarea lui de către securitate. Această întâmplare, care a ținut prima pagină a ziarelor franțuzești multă vreme, a dus la anularea vizitei oficiale a lui Mitterrand la București. Reacția imediată a lui Ceaușescu a fost: dacă nu vine, vom bloca adopțiile. Și așa a și fost. Relațiile româno-franceze au fost extrem de tensionate între 1982 și 1989. O delegație a guvernului francez a putut veni în România să negocieze afacerea adopțiilor abia în noiembrie 1989. Negocierile nu au mai avut loc din motive lesne de înțeles. Persoana care a fost cu mașina în stat atunci, la momentul ăla, era, deci m-am găsit cu el în combinat. Da. Și mi-a explicat domnul, ce am fost anchetat la poliție, pentru așa, pentru așa. Dacă în discuții că eram bărbat. Deci miliția a aflat ce mașina a trecut atunci prin sat și l-a găsit pe acest om. Da. Și de ce căuta prin sat? El a spus că nu mai reține ce știu atunci. Nu știu la ce, fusese la ceva sau fusese să cumpere niște ghiște pe aici sau nu. Am înțeles. Niște sau la lac, la pește, nu știu, că atunci avem un lac aici, în spate. La coastă, care stă mai de la pește. Aha. Și prin la pește nu știu realizat. Cercetările făcute de miliție au arătat că mașina cu numărul arătat în acea scrisoare aparținea unei doctorițe în București. Și deci că nu ar fi fost niciun fel implicată, dar e posibil ca numărul să fi fost indicat greșit. Cineva. Altă mașină. Altă mașină, da. Da. Toate că în perioada aceea erau foarte puține mașini care circulau. Mai ales pe aici, câte mașini circulau în sat. Deci au una, două pe zi. La luni. Da. Ce pe zi? Exact, da. La luni. Da. Cum să se perimeri două mașini aceea zi? Da. V-a întrebat cineva de atunci vreodată ceva despre fata dumneavoastră? Mă refer la poliție. De atunci, da, a mai venit cineva de la Slobozia, acum vreo 5 ani. După 30 de ani de la dispariție. Da, da, da. De ce a venit? Ar fi găsit o fată, nu știu pe unde, și fata aia tot așa, la, cam în timpul ăla, tot cam la ietatea asta. Și a zis că lângă casa lor trecea o apă. Și așa e la noi. În spatele la casă la noi trece ea Lomița. Și ce trecea o apă, dar și nu știu cum. Și apoi a așteptat. I-a anunțat și Slobozia de fata asta. Și? Și n-a fost de la noi. N-a fost, a fost. V-ați întâlnit cu ea? Nu, nu. Păi și de unde știți că nu era? Așa a spus poliția, că nu l-a mai anunțat. Că e, nu-i recunoscut acolo unde în satul ei acolo. Ați reușit să faceți și un portret? Da. La Oradea? La ceea ce, la cel despre care se spune că ar fi singurul specialist da. Al nostru. Și cum mi se pare? Cum mi se pare? Da, mie mi se pare, nu știu ce să zic. La momentul respectiv când am văzut prima dată poza, nu prea mi s-a părut că seamănă. M-am uitat mai bine, totuși are trăsături. Ce demersuri ați făcut pentru a vă regăsi fata de atunci? Poliția n-a reușit să găsească nimic, înțeleg că nici nu a
făcut un efort foarte mare, pentru că nu văd câini care să o caute după miros, nu văd mașini ale miliției de atunci care să plece peste tot. Au fost întrebați oamenii la poartă și atât? S-au uitat în puțuri? Asta a fost tot ce au făcut? Păi, eu știu ce a mai făcut ei, pe unde au umblat. Cine știe? Nu știu. Pe unde nu va informa nimeni. Am mai fost chemați pe la Slatina, în fia acolo fetiță, cineva. Nu știu cum era, că nu vrea să o înfieze, că n-avea drepturi la avere, nu mai știu cum. Și m-am dus cu cineva de la Slobozia, de la poliție. Și am văzut că nu era a noastră. Am văzut, încă educatoarea de acolo mi-a zis, de ce mamă, zice, ai lăsat-o în tren și ai plecat? Dar eu zic, nici n-am fost cu trenul. Și o lăsai acasă cu tataia și plecai. Dar băiatul zice, păi dar noi n-avem tataia, avem mamaie. Pe urmă am fost chemați, nu știu unde, la Ploiești. La Ploiești ne-a spus nouă cineva, zice, eu am văzut o fată și la Ploiești, avea o bubă la buză și parcă mi s-a părut așa că era Mădălina, parcă așa înălticioară. Atunci, chiar atunci, mai în pripă. Da. M-am dus la Slobozia și a zis, zice, mâine mergem la Ploiești. Și ne-am dus la Ploiești. N-a fost. Am văzut-o chiar fata aia pe stradă. Și se la poartă. Noi ne-am dus cu trenul cum era atunci și am ajuns mai târziu și n-a fost ea. S-au dat anunțuri și în ziarele vremii. Părinții dumneavoastră au bătut țara în lung și în lat, nădăjduind că undeva o vor găsi pe sora dumneavoastră. Și chiar și așa, nimic. Nu. Am mers și prin oraș, prin București, pe la unde erau grupuri de țigani cu copii care cerșeau. Nu. Atunci era proaspăt și puteam, o recunoșteam dacă era ceva. Da, cu timpul. Ce vă spune sufletul? Eu tot timpul am zis că trăiește, e undeva. Oamenii din sat își mai amintesc întâmplarea și par convinși că Mădălina a fost răpită. Germa ta mai știi ceva? Atunci mai. De cine, mă? De fata lui Lachia Lini. Aia care a furat-o. Aia. Era, cred că, la grădiță. A găsit-o? Nu mai știi, mă, nici. Eu nu mai știu minte. Ea am dat de zbătră. Da, mă. 1984 era. Nu mai știu. Nu mai țineți minte. Dar ce s-a auzit prin, ce s-a auzit prin sat? A calotă pe aici, pe chiză, pe undeva. Așa știu. Da. Nu știu altceva, tata. A zis calotă după chiză aici. Alții zicea că a dat-o, mă rog, David, Dumnezeu să-l iese, că e mort. Cine știe? A luat-o, cine a dat-o? Sau a luat? Credeți că trăiește? Păi da. Poate a luat-o cineva care e cu cunoștință, cu ceva. Ce? Pare. Ia la ne. Așa a făcut, a dat-o cineva. Ia lucru tare. Poate proprietate sau știu cineva care... S-o fie adoptat-o. Da, păi cum? Soacra dumneavoastră s-a împăcat cu gândul că a pierdut fata? A fost și ea încurcată. Adică... supărată că a plecat în timpul ăla de la poartă și n-a stat la poartă cu ea până va vinte educatoare. Da. A murit și ea cu gândul tot de la ea. Pe vremea aia, nu știu, așa s-a auzea, că ba se furau copii pentru organe. Știu că se punea și problema asta. Alții mai erau variante că i-ar fi luat țiganii să-i schilodească, să-i pună la cerșit. Noi am fost tot așa. Mai mult am mers noi din auzite decât ne-ar fi trimis poliția. Am fost la Mogoșoaia că o rudă a văzut un copil cerșit și a zis că parcă seamănă cu ea. Și era o fată veselă. Veselă. Nu-i plăcea de fete așa, care îi plăcea să juca cu ea, care nu, mami, mie nu-mi place de ea. Nu, era...
mergeam cu ea la magazin. Iar în dimineața în care a dispărut, a fost văzută de cineva aici, în fața porții? A fost de oameni ăștia doi. În rest, toată... De cine anume? A murit, e mort. Și ce-au văzut în dimineața aceea? A văzut-o la poartă. Ea stătea lângă stâlpul ăsta unul când a venit în sat. Plângea. Și când a trecut mătușa aia de pe strada aia, era la stâlpul alantul, plângea. Aveam o canapea la poartă. Dar era tot pe partea asta, nu trecuse strada? Nu trecuse. Și în rest n-am mai văzut-o nimeni. De asta și zic că ea a fost, cred că, urmărită și furată. Da. După 36 de ani de la dispariția Mădălinei, mai sperați să o revedeți? Nu știu. Noi am făcut și o pagină de Facebook. Am făcut o pagină de Facebook, cineva în Spania, prin Italia, tot în speranța că am zis că poate s-ar recunoaște ea când a fost mică, că am pus și fotografii cu ea când era mică și am zis că poate... Noi toți sperăm să trăiască. Noi toți zicem că mai repede aș crede că a fost luată spre adopție decât accidentată, zic eu. Și e posibil să trăiască undeva pe afară. Nu știu, dacă ar fi luată țigani și a pus-o la cerșit, nu mai știu eu acum. Dar eu așa, părerea mea și eu așa zic că ar trăi și ar fi pe afară pe undeva. Eu așa zic, că trăiește și parcă mă uit la televizor mereu când mai e câte un caz de ăsta. Poate nu e. Nu știu. Nu mai o știe ea de la 4 ani. Mai știe ea ceva? Nu știu. Și amintește? Așa și amintea că era Emil în armată, Ani vine și se joacă cu Dan și Ani se joacă cu ea, știa toate, dar nu mai știu. Mă dați seama când ea nu ieșea nicăieri și era cu noi, când a luat-o aia, eu zic că a uitat tot. Așadar, copiii dispăruți în anii 80 nu erau puțini, dar era un fenomen despre care nu se vorbea în spațiul public. Copiii românilor erau practic vânduți în Europa de Vest cu acordul statului. Instituțiile de forță, adică miliția și securitatea, erau parte din afacere. Nu știm dacă Roxana Mădălina Vlășceanu a fost răpită și apoi vândută în contextul afacerii adopțiilor internaționale, dar nu putem ignora această ipoteză. Roxana a dispărut din fața porții, dintr-un sat mic, în care toți oamenii se cunoșteau între ei. Iar acest sat se afla într-o țară care își supraveghea cu minuțiozitate locuitorii. În România comunistă era aproape imposibil să treci neobservat. Și totuși, Roxana a dispărut pur și simplu, fără ca cineva să o fi văzut, fără să lase nicio urmă. După cum vă spuneam încă de la începutul emisiunii, răpirile și disparițiile sunt un fenomen global și detectabil în orice perioadă din istorie. Spre exemplu, în anii 70, răpirile erau o politică de stat în Coreea de Nord. Fenianul își trimitea agenții în Asia de Sud, în Orientul Mijlociu și în Europa de Est pentru a răpi tineri. Fetele atrăgătoare erau o țintă a statului nordcorean. Știm toate aceste amănunte fiindcă în anul 2002, Kim Jong-il, dictatorul nord-corean, a recunoscut răpirile și și-a cerut public scuze Japoniei pentru acest lucru. Motivul nu era unul moral, ci unul pur politic. Coreea de Nord căuta la începutul anilor 2000 un mediator în relația cu Statele Unite, iar Japonia părea să fie cel mai bun. De ce vorbim despre răpirile din Coreea de Nord de acum mai bine de 50 de ani? Pentru că în 1978, o româncă din Craiova a devenit victima acestei politici nordcoreene. Doina Bumbea era studentă la arte în Italia. Era frumoasă și foarte talentată. A cunoscut la un moment dat un dealer de artă care i-a promis că o va ajuta să își deschidă la Tokyo o expoziție personală. În drum spre Japonia, cei doi au făcut o escală la Fenian. Nu știm bine cum și în ce circumstanțe. Cert este că pe aeroportul din Fenian, italianul a dispărut, iar Doina a fost reținută de autoritățile nordcoreene. Ulterior, s-a aflat că Doina Bumbea a fost internată într-un lagăr de pregătire paramilitară și ideologică, alături de alte europence răpite.
La scurt timp după aceea, Doina a fost oferită cadou unui dezertor american, Joe Dresnok. Cei doi s-au căsătorit și au avut doi fii, Ricardo Dresnok, născut în 1981, și James Gabriel Dresnok, născut în anul 1983. Ambii au avut apariții în două documentare BBC, Crossing the Line și Aim High in Creation. Doina a murit în anul 1997 în Coreea de Nord. Familia Doinei Bumbea din România a descoperit adevărul despre soarta ei abia în anul 2006, tot de la BBC, care prezenta povestea dezertorului american James Joseph Dresnok. Statul român a cerut imediat lămuriri autorităților nordcoreene. Răspunsul autorităților de la Phenian a fost că nu există dovezi sau indicii care să arate că cetățeanca româncă a fost răpită în aceste circumstanțe. Totuși, un diplomat cu rang înalt din ambasada română de la Phenian, care a dorit să își păstreze anonimatul, a dezvăluit în anul 2007 că informațiile despre răpirea Doinei Bumbea ar fi ajuns în România încă din anul 1992, dar cazul a fost clasat. Ba mai mult, Doina ar fi putut fi repatriată încă din timpul regimului comunist, care știa de cazul ei. De ce nu s-a întâmplat asta, rămâne încă un mister. După 35 de ani de la dispariție, familia nu a reușit să treacă peste această dramă. Dacă ați văzut-o sau aveți informații despre Roxana Mădălina Vlășceanu, vă rugăm să ne scrieți pe adresa noastră de e-mail sau pe pagina noastră de Facebook Dispăruți Fără Urmă. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.